Jurnalele RTT. A început vaccinarea anticovid a copiilor cu vârste între 5 și 11 ani. Din 26 ianuarie, copiii din județul Brașov se pot vaccina cu vaccin Pfizer pediatric în 10 centre, în spații special amenajate pe gustul celor mici. Centrele de vaccinare din municipiul Brașov, unde puteți să mergeți cu copiii, sunt la Sala Sporturilor, Baza de Tratament din Noua, Centrul Medical de Vest și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii. În județ, astfel de centre sunt amenajate la Căminul Cultural din Feldioara, Sala de Sport de la Școala Gimnazială Prejmer, la Sala de Sport a Școlii Gimnaziale 2 din Codlea, la Policlinica din Râșnov, la Spitalul Municipal din Făgăraș și la Centrul de Vaccinare din orașul Victoria. În 26 ianuarie, prezent la primele vaccinări administrate celor mici, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 a spus că este de datoria noastră să dăm dreptul la sănătate copiilor noștri, să le oferim posibilitatea de a merge la școală într-un mediu sigur și protejat. Doar de noi depinde să schimbăm în bine situația pandemică pe care o parcurgem, a transmis colonelul dr. Valeriu Gheorghiță. Reamintim că programarea copiilor cu vârstele între 5 și 11 ani se poate realiza numai în centrele de vaccinare regăsite în platformă cu denumirea P-JOS-PED, prin intermediul conturilor părinților sau ale reprezentanților legali. Vaccinarea se poate realiza și fără programare, prin prezentare directă în cabinetele centrelor de vaccinare dedicate copiilor sau în cabinetele medicilor de familie care au solicitat doze pediatrice pe tot parcursul programului de lucru. Activitatea de prestare servicii de alimentație publică a restaurantului unui hotel de 4 stele din Predeal a fost oprită temporar de comisarii de la Protecția Consumatorilor. Unitatea a fost amendată cu 30.000 de lei, iar pe lista neregulilor depistate, comisarul șef Sorin Susanu include 30 de kilograme de alimente expirate, depozitare necorespunzătoare și lipsă dezinfectare. Același hotel a mai fost sancționat și în decembrie cu o amendă de 10.000 de lei pentru probleme la unitatea de cazare, a menționat Sorin Susanu. Gerul din ultimele zile i-a afectat și pe vânzătorii din piețele brașovene. Marți dimineață în orașul nostru s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius și miercuri dimineața a fost ger. În piață temperatura nu diferea cu mult nici măcar în hală de cea de afară. Vânzătorii s-au îmbrăcat foarte gros și au protejat și marfa cum au putut mai bine să nu le-o distrugă înghețul. E frig, azi am venit, că două zile n-am putut veni. Ce să fac? Acum trebuie să iau marfa, că mi-a înghețat, să pun altă din saș, că m-a dus de la stupine acum. Ce să fac? Nu avem condiții, dar an de zile tot nu se face nimic. A înghețat multă marfă? E, nu, că am avut numai morgovelul ăsta, câțiva pătrânjei, că restul acum le-am adus. Uitați așa, înghețăm, le dezghețăm. V-ați îmbrăcat mai gros? Suntem îmbrăcați, nici nu putem să ne mișcăm. Dar e fric tare, mai ales în curent, tot îngheață marfă, uitați, e bocnă. E foarte fric. Cum rezistați? Ce faceți ca să puteți rezista? Am băut un ceai, am băut o cafea, ce să facem? V-ați îmbrăcat mai gros? Corect. Adică, de la trebeziune. Marfa, cum rezistă? Ne-am scos decât așa, strictul necesar, câte un piculeț, altceva. E fric. Dar de ce stau așa de fric? Asta nu-mi place. Și marfa cum rezistă? Păi, am venit acum, ce să mai reziste? Ce știu ce o mai face? Temperatura asta nu ține prea mult, nu? Păi, nu ține o zi, două, mai mult nu ține. Cu toate că miercuri nu a mai fost atât de frig ca în ziua precedentă, vânzătorii nu-și reveniseră după gerul îndurat, așa că erau la fel de înfofoliți. Din fericire, temperaturile sunt în creștere până la sfârșitul acestei săptămâni. Abia de luni, minimele vor scădea din nou, însă nu va mai fi ger. Un om a ajuns în spital după accidentul de astăzi de pe strada stadionului din Brașov. În urma coliziunii între două autovehicule a rezultat o victimă care a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. La testarea conducătorilor auto din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat, rezultatul a fost zero, anunță purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cauzele și împrejurările producerii accidentului rutier.
Miercuri, înainte de ora 15, s-a dat alarmă de foc în zona unui șantier din cartierul Brașovean Tractorul. Pompierii au intervenit cu două autospeciale cu apă și spumă pentru stingerea incendiului, izbucnit la o anexă amplasată pe strada Ștefan Baciu. În urma incendiului nu s-au înregistrat victime, a precizat maiorul Ciprian Sfreja, purtătorul de cuvânt al ISU Brașov. ...34.255 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 s-au înregistrat astăzi la nivel național, cu 14.570 mai mult decât în ziua anterioară, iar 637 dintre acestea sunt din județul Brașov. Incidența acumulată a cazurilor de COVID-19 în județul nostru a urcat la 11.40 la 1.000 de locuitori. 15 dintre comunele și orașele din județ au incidența peste 10 la 1.000, între care și Brașovul cu 14,67 la 1.000. Pe primele trei poziții sunt localități cu incidență peste 20 la 1.000 de locuitori. Moieciu 21,57, Drăguș 21,47 și Sâmpetru cu 20,10 la 1.000. Instituția prefectului amintește că creșterea capacității de testare și testarea în special a persoanelor cu risc mai mare de a fi infectate cu SARS-CoV-2 au rolul de a depista din timp boala, cu scopul de a acorda tratament rapid celor care au contactat COVID-19, dar și pentru a preveni pe cât posibil răspândirea accentuată a virusului prin limitarea contactelor pe care purtătorii virusului le au cu alte persoane. Pentru a sprijini această activitate, persoanele care au simptome ce pot indica prezența virusului SARS-CoV-2, adică febră, tuse, oboseală, dureri de cap, pierderea gustului și a mirosului, sunt rugate să apeleze medicul de familie, call center-ul DSP Brașov sau numărul unic de urgență 112 pentru a solicita testarea. Persoanele ale căror teste sunt pozitive se pot deplasa la centrele de evaluare COVID-19 pentru a primi consultație și tratament, iar lista o găsiți tot pe site-ul dspbv.ro. Prezentarea la centrele de evaluare se face cu programare prin medicul de familie sau cu programare telefonică directă. Nu se recomandă deplasarea la centrul de evaluare fără o programare prealabilă. În situația în care aveți forme severe și simptomele se manifestă agresiv, apelați numărul unic de urgență 112. Reamintim că specialiștii în sănătate publică susțin că vaccinarea rămâne cea mai eficientă metodă de prevenire a formelor grave de COVID-19 și a deceselor. De altfel, astăzi, la nivel național, dintre cele 692 de persoane internate la ATI, 585 sunt persoane nevaccinate. De asemenea, dintre cele 94 de decese înregistrate în România, 77 au survenit la pacienți nevaccinați. Printre hotărârile adoptate în ședința ordinară a Consiliului Județean pe luna ianuarie, se află și distribuirea pe localități a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat anul acesta. Aproape 33 de milioane de lei sunt alocate pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, a celor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare ale tuturor unităților administrativ-teritoriale din județ. Această hotărâre s-a luat în unanimitate. Toate localitățile din județul Brașov, în funcție de solicitările făcute și de necesitățile pe care le au, au primit alocări bugetare din partea Consiliului Județean Brașov. De asemenea, tot în cursul acestei ședințe am alocat sume de bani din bugetul pentru drumuri localităților care au declasat drumul județene și l-a transformat în drumuri comunale, având responsabilitatea de a le întreține. Cea mai mare sumă, respectiv 850.000 de lei, a fost alocată municipiului Săcele. Câte 800.000 de lei primesc primăriile Cotlea, Râșnov, Rupea, Zărnești. Câte 700.000 de lei vor primi primăriile Predeal, Feldioara, Prejmer, Tărlungeni, în timp ce municipiului Brașov îi revine suma de 500.000 de lei.
Istoria de 170 de ani a unei instituții care a îndeplinit un rol major în istoria modernă și contemporană a țării este sugestiv ilustrată în expoziția pe care o puteți vizita la Muzeul Civilizației Urbane din Brașov. Expoziția itinerantă Jandarmeria Română 1850-2020, vernisată de Unirea Principatelor, pune în valoare aproximativ 25 de replici sau piese originale purtate de jandarmii de altă dată. Sunt expuse foarte multe elemente de costum, o serie de piese de patrimoniu și obiecte de valoare istorică, numeroase replici de uniforme, cum este și aceasta a unui general al Principatului Moldovei din anul 1850. Uniforma de jandarmi impunea mare respect în epocă. Vestonul bleu jandarmi era atât de apreciat încât culoarea a ajuns să fie denumită după acesta. Piese originale în expoziție sunt uniformele de caporal de trupe de securitate din anii 60. Mai sunt prezentate și uniforme din anii 90 și 2000. Expoziția a mai fost vernisată în 6 orașe, dar la Brașov a punctat o premieră. Uniformele și manechinele au fost integrate în diorame, astfel încât o uniformă să poată fi asociată cu locul și mediul în care putea fi purtată. Una dintre uniformele expuse în muzeul din Piața Sfatului aparține chiar unui jandarm brașovean.